Bună ziua, dragii mei! La mulți ani, 2016 este prima ediție în care ne vedem. Vă doresc un an înțelept, cu gânduri bune și, pentru că suntem la arta de a fi, să deveniți ceea ce vă doriți. Astăzi mi-am propus să începem noul an cu o temă foarte interesantă și un concept relativ nou în Târgoviște, școala părinților. Este alături de mine doamna doctor obstetrician-ginecolog Daniela Uzdriș, persoana care a pus bazele acestui proiect în județul Dâmbovița. Bine ați venit la Arta de a fi! Bună ziua și aș vrea să spun și eu viitoarelor mămici, viitoarelor tătici și tuturor pacientelor la mulți ani și să le dea Dumnezeu să aibă un an nou cu bucurie și în acest an să devină părinții unor copii sănătoși și frumoși. Eu vreau să vă mulțumesc în mod expres pentru că sunteți astăzi aici. Mi-am dorit foarte mult să fac o emisiune despre școala părinților, conceptul pe care dumneavoastră le-ați făcut proiect până la urmă, dintr-o idee a devenit un proiect de care beneficiază foarte multe persoane. Și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, de fapt, cum a venit această idee. De ce v-ați gândit la un proiect precum Școala Părinților? Recunosc că nu este o idee originală, este o idee preluată. La întâlnirile pe care le avem la congresele internaționale, colegii noștri din alte țări povesteau despre această Școală a Părinților și mi s-a părut o idee foarte bună. După aceea am constatat că și în România au fost colegi de-ai noștri care au avut această idee și au înființat această școală a părinților. În diverse regiuni ale țării. În diverse regiuni ale țării, nu foarte multe. Am avut chiar o întâlnire cu colegii care derulează acest program și am fost foarte bucuroasă să văd că suntem printre primii care am avut ideea să și puterea să demarăm acest program, pentru că nu e foarte ușor de făcut. Eu am gândit ca un ajutor pentru mămici, inițial. După aceea am realizat că, de fapt, trebuie să fie o școală a părinților, pentru că tatăl este în egală măsură implicat în, nu numai în conceperea copilului, cât și în toată perioada de sarcină și, bineînțeles, nașterea și creșterea copilului. Și atunci am numit-o școala părinților. Spuneți dumneavoastră că nu a fost deloc ușor să puneți bazele acestui proiect, cu atât mai mult cu cât toate persoanele implicate, cei care susțin practic cursurile, sunt voluntari. Da, bineînțeles, și este destul de greu să găsești niște oameni care să dorească să lucreze pentru comunitate în mod voluntar. Plus că este un efort foarte mare, să știți, adică nu este... Ne-am implicat foarte multă energie în tot acest proiect și este destul de dificil să pornești, plus că recunosc că mi-a fost teamă că mămicile nu vor răspunde cu foarte mult entuziasm. De cât timp este acest proiect în Dâmbovița? Cred că de un an și jumătate am început proiectul și acum de-abia văd rezultatele. Deci recunosc că inițial am fost și eu ușor neîncrezătoare. Dar după aceea, când mămicile veneau și îmi spuneau știm asta de la școala mamei, m-am bucurat, am realizat că de fapt efortul nostru nu este inutil. De fapt, școala mamei ce înseamnă? Înseamnă o întâlnire cu gravidele, deci cu viitoarele mămici și cu viitorii tătici, în care noi discutăm despre problemele pe care le au mămicile pe perioada sarcinii și pe perioada nașterii și pe perioada, să zicem, lehuziei, perioada imediat după naștere, când este greu să te adaptezi noului statut de părinte. Este foarte greu la o consultație pe care o ai la cabinet să răspunzi în fiecarei femei tuturor întrebărilor și atunci ne-am gândit să le adunăm și să putem avea o discuție. Surpriza a fost că inițial ne-am gândit-o ca o întâlnire de o oră și jumătate, două ore. Am avut întâlniri care au durat și 5 ore. Și am să dau din casă acum unul dintre motivele pentru care v-ați gândit la acest proiect a fost și faptul că pacientele veneau cu carnețele dumneavoastră da, în cabinet da. Și nu reușeați să răspundeți tuturor în timpul pentru consultație. Nu, și am mai observat ceva, se repetau întrebările. Deci femeile sunt preocupate practic de același lucru. Și atunci m-am gândit să le adunăm și să facem... Deci nu este o școală, nu e ca la școală, este o întâlnire. De fapt, școala mamei am numit-o
dar oficial. Oficial, pentru că nu puteam să ca și secundă adresare. Da, este o întâlnire pe care o avem cu gravidele pentru a le putea răspunde tuturor întrebărilor. Întrebări legate de sarcină, de alimentație. Este foarte greu să explici fiecarei femei în parte. Deci nu poți să stai 4 ore cu fiecare mămică. Și atunci este mult mai bine. Plus că ele se împrietenesc, ele se stimulează una pe alta. În momentul în care o mămică pune o întrebare, altă mămică pune o altă întrebare, își înving frica pe care o au despre naștere, despre creșterea copilului. Și am avut surpriza să constat că au rămas prietene. Ceea ce m-a bucurat foarte tare, recunosc. Cum se desfășoară cursurile? Noi am gândit această școală a părinților ca o întâlnire. De fapt, sunt 3 întâlniri pe tot parcursul sarcinii și inițial, în primul trimestru de sarcină, o întâlnire în care discutăm despre sarcină, referindu-ne aici la dezvoltarea normală a unei sarcini, deci nu vorbim de sarcinile patologice, vorbim doar de sarcina normală. Cum trebuie să mănânce mama, ce trebuie să mănânce, cât trebuie să mănânce, de ce trebuie să primească supliment de vitamine, de ce este necesar, ce analize trebuie să facă pe parcursul sarcinii, câte ecografii trebuie să făcute, pe ce înseamnă ecografia pentru o gravidă. Deci ecografia este o investigație, nu este O poză și nu este, deci nu este spectacol. Din păcate sunt foarte multe mămici care ecografia o văd ori ca o metodă 100%, deci trebuie să le explicăm care sunt limitele fiecărei investigații. Deci aceasta este pentru primul modul. În al doilea modul vorbim despre naștere. Deci, ce înseamnă nașterea, cum se desfășoară, cât durează, cum este mai bine să naștem, natural sau prin operație cezariană. Iar în a treia este întâlnirea cu medicul neonatolog, în care mămicile primesc niște informații despre modul de îngrijire al nou-născutului. Deci pe perioada de când se naște copilul și până depășește perioada de nou-născut, este ținut acest modul de colega mea de la neonatologă, medicul neonatolog, doctorița Aldea, și de asemenea întâlnirea cu psihologul pentru a ne învinge frica de necunoscut. Dragii mei, eu sunt psihologul din acest proiect și mă bucur și chiar îi mulțumesc domnului doctor pentru faptul că m-a implicat în acest proiect. Îmi place foarte mult. Vin împreună pentru a afla informații noi și pentru a învăța să gestioneze toată această perioadă. Aș vrea să vă întreb acum, am văzut că sunt cele 3 module. Ele trebuie urmate în această ordine. Dacă, nu știu, eu am sărit, de exemplu, sau poate că nu sunt pacienta dumneavoastră, eu am un alt medic care îmi vede sarcina, pot să vin, de fapt, la această școală a părinților? Orice gravidă are acces la aceste cursuri, dar trebuie, pentru a obține diploma, certificatul de absolvire a școlii părinților, trebuie să le parcurgă pe toate 3. Deci au fost situații în care femeia năștea, urma să nască în 2-3 zile și veneau să facă aceste cursuri. Erau absolut inutile. Deci, practic, este o școală din care se obține și o diplomă, se nu doar diplomă, da, de informația. Absolvire. Și pe baza acestui certificat de absolvire, tăticii pot avea 10 zile de concediu după nașterea copilului, ceea ce este un mare avantaj și un mare ajutor pentru părinți. Practic, gravidele pot urma aceste module? Sigur. Până la urmă, când află, cum află? Sigur. De preferat în această ordine? Sigur. Dar gândiți-vă că este inutil să faci acest curs cu 2 zile înainte să naști. Când eventual sarcina, să prinzi modulul 3. Da, dar în 2 zile deja este. La aceste cursuri noi le învățăm pe gravide cum să mănânce, ce să mănânce și cât să mănânce. Gândiți-vă, dacă tu ai deja un surplus de 30 de kilograme, degeaba mai vii să îți explic care este alimentația normală a unei gravide după ce ai surplusul ponderal de 30 de kilograme. Este inutil. Sau în ce constă nașterea, sau când urmează să naști și când aproape lucrurile sunt hotărâte. Da, în anumite situații, sigur, informația deja nu mai poate fi ajutătoare pentru nu, dar gândiți-vă, sunt foarte multe gravide care sunt la prima sarcină. Deci la prima sarcină, mămicile în general spun, am citit pe internet,
este, ai văzut, Mihala, cum este, când este un lucru interactiv. Mama zice, eu știu, după aceea realizează că nu știe, n-are informația corectă. Într-un fel, este informația pe care o primești citind pe internet sau citind o carte și altfel este informația pe care o privești față în față cu un om care este pregătit să-ți ofere corect. Și modul în care comunici o unei gravide, deci ea poate să aibă o informație corectă. Am mai observat din experiența mea de medic obstetrician de destul de mulți ani, femeile au, deci informația negativă are un impact foarte puternic asupra unei femei. Femeia se teme de naștere, pentru că nu știe ce urmează să se întâmple. În general, fiecare mămică are informații despre naștere obținută de la rude, prietene. Citite pe internet. Citite pe internet. Într-un alt fel stabilești o relație când informația vine de la un medic, de la un psiholog. În momentul în care îi explici unei gravide, este firesc să te temi de ceva care este necunoscut, dar este un lucru fiziologic, este un lucru normal, este, și atunci se stabilește o relație între tine ca și specialist și gravidă. Dacă tu vii înainte de a naște, beneficiile sunt mult mai mici. Și aș vrea să vorbim puțin despre beneficiile, de fapt despre informațiile pe care o femeile gravide le citesc pe internet. Și este o mare problemă noastră, pentru că de regulă pe internet circulă foarte multe informații corecte, care sunt oferite de medici, de specialiști, dar circulă și foarte multe informații, le spunem noi, din folclor. Și nu toate site-urile, practic, exact, sunt făcute exact de specialiști. Nu. Plus, fiecare femeie are propria experiență. Dacă eu am o experiență pozitivă, voi scrie pe internet o impresie pozitivă, dar sunt și femei care suportă mai greu durerea, suportă sau sunt diverse incidente care se pot întâmpla oriunde în lumea aceasta, nu numai în România. Deci oriunde la naștere pot să fie incidente. Deci v-am explicat, este destul de greu să gestionezi o asemenea problemă și atunci prefer să stau de vorbă cu mămicile și ai văzut cu ce priviri vin și cum pleacă. Ce priviri, cu ce întrebări, cu cât entuziasm, de fapt, că da, sunt răbdătoare să li se răspundă. Exact, în momentul în care gravidele pun întrebări, pe mine mă bucură foarte tare, pentru că eu încerc să le transmit acest lucru. Eu nu mă duc acolo să le țin niște prelegeri. Nu ăsta este scopul. Scopul este un dialog între noi ca specialiști și gravidă, tăticul, viitorul tătic. Și să le răspundem problemelor care le frământă. De asta fiecare modul, deci modulele nu sunt identice. Fiecare modul este altfel, pentru că atmosfera este alta, iar mămicile au alte întrebări. Și atunci deci avem niște lucruri care sunt standard, dar după aceea sunt discuțiile care răspund întrebărilor viitoarelor mămici. Funcție de nevoile fiecare gravidă, da. Da, fiecare gravidă și stăm cât este nevoie. 3 ore, 4 ore, 5 ore. Chiar m-am gândit să lărgim un pic acest proiect. Și să încercăm să cooptăm un kinetoterapeut care să le învețe ce mișcări au voie să facă și care este gimnastica pe care o gravidă trebuie să o facă în mod normal. Pentru că eu le și explic gravidelor, gravida nu este sedentară, ea trebuie să se miște, ea trebuie să facă, dar evident, gravida normală, gravida care are o patologie, atunci medicul care o îngrijește îi conduce și viața pe care o desfășoară. Dar o femeie care este o gravidă sănătoasă, trebuie să facă anumite mișcări, trebuie să facă gimnastică. O să implicăm și un kinetoterapeut în acest lucru. Și în timp, echipa poate va fi din ce în ce mai mare. Sigur, sigur. Mai oricum, suntem, da, e adevărat. Suntem în celelalte centre, sunt centre în care toate cursurile sunt ținute de o singură persoană. Eu m-am gândit că nu pot să vorbesc despre neonatologie atâta vreme cât nu sunt specialistă în neonatologie și atunci am implicat-o pe colega mea în acest proiect ca, tocmai ca mama să aibă cele mai corecte informații și să nu devin și eu internet. Aș vrea să vă întreb, câți bebeluși ați adus pe lume? Să știți că mi s-a mai pus această întrebare, dar din păcate nu pot să răspund.
mulți. Sunt mulți copii pe care i-am adus pe lume. Chiar am acum paciente pe care le-am asistat când s-au născut. Mulți copii. Este foarte greu. În viața unui obstetrician este greu să ții contabilitate. Dar cazurile speciale le țin minte absolut pe toate. Mă întreb pentru că vă văd atât de pasionată și, și la școala părinților vorbiți cu atâta pasiune și se vede că vă place foarte mult profesia dumneavoastră. Da, eu cred că suntem niște obstetricieni cu toții, suntem niște oameni fericiți. Eu chiar le spun colegilor mei de alte specialități că noi suntem într-adevăr, noi avem cea mai frumoasă specialitate, pentru că noi avem de a face cu omul sănătos, iar gândiți-vă că cel mai important moment în viața unei femei este momentul în care devine mama, în viața unei familii. Și bucuria aceea este de nedescris. Iar în momentul în care tu devii parte la această bucurie, deci asta ești vreau răsplătită, să vă întreb. Vreau să vă întreb, ce simțiți în momentul în care scoateți un bebeluș? Eu mă bucur pentru fiecare copil pe care îl aduc pe lume, indiferent dacă, să zicem, mămica a fost urmărită pe tot parcursul sarcinii sau împotriva singur meu. Mai sunt și situații în care ajung la spital, la urgențe? Numai la momentul nașterii, dar mă bucur în egală măsură și pentru aceea. Și mă bucur pentru fiecare copil pe care îl aduc pe lume și cred că toți colegii mei au același sentiment. Este... Nu știu, nu pot să descriu cuvinte, dar într-adevăr, noi suntem niște oameni foarte fericiți. Copilul meu chiar îmi spunea că înțelege de ce nu sunt niciodată obosită. Și această energie o obțin din acest lucru. Deci noi nu avem de-a face cu... Foarte rar se întâmplă să fie incidente în timpul nașterii și în timpul sarcinii și atunci automat te încarci de... Iar eu particip la fiecare naștere cu bucurie și mă bucur împreună cu familia care devine... le apare un copilaș în mijlocul lor. Mi-a plăcut foarte mult la școala părinților, la ultimul modul care ne-am văzut. Spuneați că e bine părinții să implice cât mai puține persoane în creșterea și educarea copilului. Eu cred că așa este cel mai bine. Copilul este copilul părinților. Bineînțeles că poți să apelezi la bunici, la cunoștințe, la când ai o problemă. Dar, în general, părerea mea este că copilul trebuie să crească cu mama lui și cu tatăl lui. Și nu... Iar mama... Gândiți-vă, între mamă și fată și copil este o relație stabilită din momentul conceperii. Persoana care este cea mai apropiată de copil este mama lui. Mama este singura care liniștește copilul absolut în orice situație. Copilul își cunoaște mama după miros, după voce. Asta spune foarte mult. Nu își cunoaște bunica, nu își cunoaște vecina, nu își cunoaște mătușa, își cunoaște mama. Și atunci eu așa cred că influența cea mai mare o are mama și, bineînțeles, tată în creșterea copilului. Și de asta eu le încurajez pe mămicile mele să aibă încredere că pot să-și crească copilul fără ajutor din partea tuturor neamurilor. Plus, gândiți-vă ce înseamnă pentru un bebeluș să mergi acasă și să vină toate rudele, să sufle toată lumea pe tine, ce încărcătură de microbi. Ne gândim și la acest lucru. Iar psihologic nu mai vorbim. Am dreptate. Da. Așa este. Eu mi-am crescut singură copii. Și nu pot să spun că a fost foarte ușor, dar acum mă simt răsplătită. Spuneți la început de cele trei module. Și că în fiecare modul se discută altceva. Haideți să vedem puțin, foarte puțin, despre ce e vorba în primul modul. La ce să se aștepte o pacientă care vine la primul modul? În primul modul le explic mămicilor câteva elemente, evident că nu ținem prelegeri de facultate de medicină, câteva elemente despre dezvoltarea normală a fătului. Ce înseamnă, de ce s-a renunțat la împărțirea sarcinii pe luni? Și nu, noi acum când vorbim despre sarcină, vorbim în săptămâni. De ce folosim săptămâni și nu luni? Le explic de ce sarcina are 40 de săptămâni și nu 36 de săptămâni.
De ce copilul trebuie să se nască către 40 de săptămâni și nu către 36? Aici este problema. Spre exemplu, 9 luni înseamnă 36 de săptămâni, dar înseamnă 40 de săptămâni, înseamnă când copilul este la termen. Dacă femeia spune am 9 luni și ea naște la 36 de săptămâni, naște un copil înainte de termen. Dacă naște la 40 de săptămâni, tot luna nouă, este un copil la termen. Deci asta este diferența. Deci acum noi vorbim în săptămâni și atunci putem să spunem 36 de săptămâni este prematur, 40 de săptămâni este un copil la termen. Tot luna nouă este. Da. Și eu încerc să le explic lucrurile acestea. La început a fost un pic mai greu, că toată lumea venea și spunea sunt gravidă în luna 5-a. Nu, ești gravidă în 22 de săptămâni. Și gravidele mele, ai observat că ele știu lucrurile acestea, ele nu folosesc termenul de luni. Deci asta este... Am observat că și la spitale, pe secție, toate vorbesc în săptămâni. Săptămâni, da. Le explic de ce trebuie să-și facă analizele. Care sunt analizele pe care trebuie să le facă, în afară de analizele care sunt date de către medicul de familie și care sunt analize gratuite, este bine ca femeile să-și mai facă niște analize care, din așa numitul complex TORCH, sunt virusii care pot să afecteze dezvoltarea copilului. Femeia trebuie să înțeleagă de ce trebuie să facă aceste analize. Trebuie să vedem dacă are o infecție urinară. Infecția urinară trebuie tratată în primul trimestru de sarcină, pentru că altfel poate să dea un retard de creștere a fătului. Deci sunt lucruri care sunt foarte importante de făcut. Da? Femeia trebuie să înțeleagă. Deci s-a renunțat la ideea doctorul îți spune ce trebuie să faci și trebuie să faci pentru că așa a spus medicul. Nu. Medicul îți explică de ce trebuie să faci. Tu hotărăști dacă vrei sau nu vrei să faci. Deci nicio analiză nu este obligatorie, dar este bine să le faci. După aceea vorbim despre ecografii. După publicitate o să ne spună doamna doctor totul despre ecografii. Publicitate.